Primăria municipiului Deva va distribui, începând de luni 18 noiembrie, tichetele gratuite de călătorie pentru transportul public local pentru intervalul decembrie 2019-martie 2020. Biletele pot fi ridicate în perioada 18 noiembrie-6 decembrie din două locații. Pensionarii cu venituri lunare mai mici de 1000 de lei vor ridica tichetele gratuite de la Centrul Cultural Drăgan Muntean Deva în holul intrării principale de luni până joi între orele 8 și 13 și vineri între orele 8 și 12. La ridicarea biletelor este obligatorie prezentarea copiilor ultimului cupon de pensie și a actului de identitate. Veteranii de război și văduvele de război necăsătorite, foștii deținuți politici, refugiații și deportații, revoluționarii, donatorii de sânge și cetățenii de onoare ai municipiului Deva vor ridica tichetele gratuite pentru transportul în comun de la sediul primăriei, aflat în Piața Unirii numărul 4, la camera 24, de luni până vineri, între orele 9 și 13. La ridicarea biletelor este obligatorie prezentarea copiei actului de identitate. Pentru persoanele aflate în situații deosebite, perioada de distribuire a tichetelor gratuite de călătorie se prelungește cu 2 săptămâni, până în data de 20 decembrie 2019. În intervalul 9-20 decembrie 2019, biletele vor fi distribuite la Primăria Municipiului Deva de luni până vineri, între orele 9-11, la camerele 22 și 29, pentru pensionarii cu venituri lunare mai mici de 1000 de lei, iar la camera 24 pentru veteranii de război și văduvele de război necăsătorite, foștii deținuți politici, refugiații și deportații, revoluționarii, donatorii de sânge și cetățenii de onoare ai localității. Tichetele gratuite pentru transportul public local sunt valabile pentru 10 călătorii dus-întors pe lună pe raza municipiului Deva. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0254 218 579, interior 136, de luni până joi între orele 8 și 16 și 30 de minute și vineri între orele 8 și 14.